Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a alocat peste 16,4 milioane de lei pentru un contract destinat instalării de plase și bariere de protecție în defileul Giului. Din cauza precipitațiilor abundente, materialele stâncoase s-au acumulat între plasele și barierele de protecție și versantul muntos, exercitând presiunea asupra acestora și punându-le în pericol integritatea. De asemenea, acumularea de materiale în bariere reduce capacitatea lor de a preveni eventualele prăbușiri de stânci în viitor. Prin urmare, este necesară inspectarea și eventuala reparație sau înlocuirea tuturor elementelor de protecție instalate pe sectorul de drum DN66 între kilometrii 93 plus 500 și 121 plus 0. Plasele sau barierele de protecție afectate vor fi înlocuite cu sisteme sau componente similare sau echivalente pentru a asigura siguranța și funcționalitatea infrastructurii rutiere.